Am revenit la Atelier de Sănătate. Alături de noi se află primul invitat al acestei ediții pentru a discuta despre o temă serioasă, gravă pentru România, tuberculoza. Alături de noi se află doamna dr. Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Pornind de la cifre, continuăm să ocupăm în Europa un loc fruntaș din punctul de vedere al cazurilor de tuberculoză, inclusiv cazuri de tuberculoză multidrog rezistentă. De ce se întâmplă acest lucru? De ce, cu toate că numărul de cazuri scade practic în România, continuăm să rămânem fruntași în acest clasament? În primul rând, vă mulțumesc că mi-ați permis să vorbesc despre această temă, care pot să spun că este una de maxim interes pentru mine. E o problemă de sănătate publică, tuberculoza în România, și da, suntem încă pe primul loc și aveți dreptate, numărul de cazuri este în scădere, însă ne comparăm cu țări unde tuberculoza este considerată o boală rară, unde medicii, ca să pună diagnosticul de tuberculoză, de cele mai multe ori greșesc în prima instanță diagnosticul, pentru că nici măcar nu se gândesc că ar putea fi vorba de tuberculoză, și atunci pacientul are un diagnostic tardiv. Dar și în România se fac pași, aș spune, extrem de importanți și de eficienți în a reduce numărul de cazuri de tuberculoză. Totuși, vorbim de o boală care are o perioadă de incubație mai lungă, vorbim de o boală care are o anumită curbă de endemie, spunem noi, și acum, pentru că subiectul COVID este oarecum recent, vorbim de valurile de COVID care sunt, durează câteva săptămâni și apoi trece valul. La tuberculoză valul durează câțiva ani, zeci de ani, aș spune. Suntem deja pe panta descendentă, suntem într-o zonă bună, dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel mondial în România. Asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim, înseamnă că trebuie să transformăm asistența pacientului într-o modalitate care să faciliteze tratamentul raportat la incidența pe care o avem în acest moment. Să recapitulăm însă ce este tuberculoza și care sunt modalitățile prin care aceasta se transmite. Tuberculoza este o boală infecțioasă produsă de un bacil. Un bacil care este extrem de rezistent în mediul umed, care este rezistent la frig, care poate rezista până la minus 180 de grade Celsius în condiții vitrege, aș spune, dar care este foarte ușor distrus de temperatura razelor de soare, de exemplu. 15 minute de expunere la razele de soare distruge bacilul TB, de aceea, sau de aici cred eu că este vorba să-ți intre soarele pe geam și nu doctorul pe ușă. Este o boală care afectează în primă instanță plămânul, pentru că, sigur, respirăm. Plămânul are cel mai mare contact cu mediul exterior, mai mare decât pielea, deși mi se pare că suprafața tegumentului este mult mai mare. Și atunci, bacilii tuberculoși, bacilul Koch, intră în plămân. Nu toți cei care intrăm în contact cu o persoană bolnavă de tuberculoză, însă facem tuberculoză. Practic, din 10 persoane care intră în contact cu tuberculoză, unul are riscul să facă tuberculoză în primul an, ceilalți vor deveni o parte din ei infectați cu bacilul Koch, dar nu bolnavi de tuberculoză. Iar o parte pot să se vindece singuri, fără să știe că au luat contact cu bacilul Koch. Este, deci, și n-aș vrea să trec de aspectul contactului, pentru că, de regulă, atunci când auzim de tuberculoză, ne speriem și stigma care este în jurul acestei afecțiuni este extrem de neplăcută, nu doar pentru persoana care are tuberculoză, ci și pentru familia unei persoane, unui bolnav de tuberculoză. Lumea fuge. Însă contact de tuberculoză sau risc de a dezvolta tuberculoză înseamnă conviețuirea cu un pacient cu tuberculoză o lună sau 8 ore la nivelul unei conversații, la distanța unei conversații, poate chiar mai apropiat decât suntem noi două, 8 ore de discuție în care persoana cealaltă să fie pozitivă. Asta nu este suficient. Este extrem de adevărat că o persoană care are imunitate scăzută va avea șanse să dezvolte tuberculoză mult mai repede decât o persoană imunocompetentă. Care sunt simptomele?
Care sunt simptomele când localizarea este pulmonară? Dacă există și alte simptome atunci când localizarea este extrapulmonară? Și care sunt acele simptome în mod specific care trebuie să ne trimită la medic? Putem spune de o simptomatologie specifică oarecum tuberculozei, pentru că vorbim de impregnare bacilară în termeni medicale. Asta ce înseamnă? Înseamnă că persoana care are tuberculoză se simte slăbită, nu mai are poftă de mâncare, începe să transpire noaptea, tusea poate să apară și de regulă apare și este o tuse seacă, iritativă, obositoare. Persoana respectivă se simte fără vlagă, obosit și are de uneori, dar nu totdeauna, începe să facă febră, subfebrilități, zona aceea de 37,5, 37,7, o temperatură care nu prea o bage în seamă dacă e sănătos, dar când e în contextul simptomatologiei de care v-am vorbit, trebuie să ne facă atenți dacă cineva ne spune că are aceste simptome și să-l trimitem la medic. Dacă vorbim de tuberculoza extrapulmonară, bacilul Koch are capacitatea de a trece în sânge din alveole unde intră în momentul în care infectează organismul și cu ajutorul sângelui se poate fixa în absolut orice organ. Creier, coloană vertebrală, splină, chiar și organe genitale, rinichi și practic poate să dezvolte boală în oricare zonă. Prin urmare, orice medic de orice specialitate, atunci când are un pacient cu afectare care nu trece la un tratament de primă intenție, trebuie să se gândească la posibilitatea diagnosticului diferențial cu tuberculoza. Și din fericire, în acest moment, în Institutul Marius Nasta, unde se află Laboratorul Național de Referință pentru Diagnosticul Tuberculozei, am dezvoltat metode de diagnostic pentru a pune în evidență bacilul Koch în alte zone decât plămân, pentru că metoda de laborator este diferită, pentru că aparatura de care este nevoie este puțin mai specială și nu doar aparatura, dar tehnica de lucru pentru a pune diagnosticul de tuberculoză este un pic diferită. Există factori de risc sau factori predispozanți? Există anumite categorii de persoane care sunt mai expuse tuberculozei decât altele? Da, și aș începe cu categoriile de persoane expuse. De exemplu, în Statele Unite, ca să vă dau un exemplu, tuberculoza se consideră o boală care nu mai este prioritară pentru sistemul lor de sănătate, ei nici nu mai au vaccinarea BCG ca prioritară. Dar pentru că apare la persoanele cu imunosupresie, tuberculoza și mai ales forma de tuberculoză extrapulmonară a redevenit o formă de tuberculoză care o întâlnesc la persoanele care sunt imunosupresate și aici vorbesc de exemplu de persoanele care au terapie biologică și în România aceste persoane pentru a putea beneficia de terapia biologică, un lupus, o poliartrită reumatoidă, o boală Crohn, un psoriazis, au nevoie de avizul medicului pneumolog. Practic, acest aviz înseamnă controlul plămânului pentru a exclude o boală infecțioasă, respectiv tuberculoza, care poate să apară nu pentru că s-a infectat cu bacilul Koch, ci pentru că trăind în România, unde avem șanse foarte mari să fim infectați, șansele ca imunitatea lui să scadă sunt mari sub tratament și atunci boala se poate dezvolta. Și mai există o categorie de pacienți pe care vreau să o precizez, pacienții care sunt infectați cu virusul HIV, unde virusul HIV distruge limfocitul, limfocit care este extrem de important în apărarea infecțioasă a organismului. Deci avem categorii și, într-adevăr, pentru popoarele sau țările unde tuberculoza pulmonară nu mai este prima diagnosticată în cabinetele medicilor, tuberculoza extrapulmonară începe să ocupe un loc important și acolo, practic, incidența tuberculozei se schimbă sau curba de incidență se schimbă către formele extrapulmonare. Un pacient a fost diagnosticat cu tuberculoză. Care este parcursul său? Care sunt opțiunile terapeutice? Pentru că el intră, nu-i așa, pe un parcurs foarte bine stabilit. Și anul acesta asistența pacientului cu tuberculoză s-a modificat în mod evident, într-o direcție. Și s-a și reluat după anii de pandemie în care pacienții nu au avut frecvent acces la un pneumolog, altele fiind prioritățile în acel moment. Din păcate, da. Accesul pe rețeaua de pneumoftiziologie a fost și în perioada
de pandemie, dar într-adevăr medicii pneumologi au fost direcționați către spitale unde erau pacienții COVID în perioada de val pandemic și se vede pe cifre că diagnosticul tuberculozei a avut de suferit în această perioadă. Sperăm să recuperăm din partea asta de diagnostic. Din păcate, în acest moment avem în cabinete pacienți cu tuberculoză cu forme extensive, cu localizări multiple, ceea ce nu am văzut înainte de pandemie și este tot un efect neplăcut și nedorit al trecerii prin pandemie. Ca să vorbim de ce s-a întâmplat bun anul acesta în rețeaua de pneumoftiziologie, aș spune așa, că aș începe de la programul de ambulator TB, care, din fericire, am avut noroc, aș spune, la Institutul Marius Nasta, pentru că l-am început exact în 2020 acest program, înainte de a se anunța starea de alertă și oarecum eram destul de temători, fiind primul spital care ne-am asumat în fața Organizației Mondiale a Sănătății să începem un proiect care practic schimbă viziunea de tratament a pacientului, cum va fi primit și de către pacienți, de către familii, de către comunitate și de medici până la urmă, care erau obișnuiți ca pacientul cu tuberculoză, indiferent de situație, să se interneze în spital. Pandemia ne-a ajutat oarecum, dacă putem spune, deși cuvântul nu este cel mai potrivit, dar oarecum ne-a ajutat să putem gestiona cazurile de tuberculoză, astfel încât pacienții își pot începe tratamentul acum la domiciliu, practic supravegheați de medicul din dispensar. Acest lucru este posibil pentru că legislația s-a modificat în acest an în toată țara. Avem și o strategie de tuberculoză nouă care favorizează acest tip de tratament. Orice pacient care are simptome respiratorii se poate prezenta în dispensarul TB fără bilet de trimitere, este consultat de medic. Dacă se ridică suspiciunea de tuberculoză la examenul radiologic, va efectua o spută BK, îi se va recolta sânge pentru analize și va fi introdus într-o schemă de tratament. Schema de tratament și ea s-a modificat. În acest moment, România a aderat la schemele de tratament internaționale, inclusiv pentru tuberculoza sensibilă. Tratamentul durează 6 luni, se face cu 4 medicamente, s-a scos complet din tratament injectabilul pe care cei care cunosc tratamentul tuberculozei sau au avut în familie persoane cu tuberculoză știu că unii dintre ei l-au făcut și au rămas fără auz o mare parte. Deci tratamentul injectabil s-a exclus în totalitate și se iau doar tablete care se iau în fiecare zi adevărat pe toată durata tratamentului. În primele 2 luni se ia tratamentul, o schemă de tratament alcătuită din 4 medicamente, iar în următoarele 4 doar din 2 medicamente este faza de consolidare. Cât timp trebuie să rămână pacientul la domiciliu, să spunem, izolat dacă pe toată această perioadă? Noi recomandăm, pentru că totuși vorbim de o boală infecțioasă, vorbim de o medicație care trebuie luată dimineața și care are niște reacții adverse, pentru că se iau 12 tablete și dacă dăm forme combinate, tot ajunge la 10 tablete, se ia pacientul. Medicația trebuie luată cam la oră după micul dejun, între ora 9 și 12. Ori după ce medicația ajunge la cea mai înaltă concentrație în sânge, bacilii care sunt în leziunile din plămâni sau din alte organe reacționează, apare o luptă acolo între medicament și bacil. Ei, această luptă poate să se manifeste la unii pacienți cu un puseu de febră, la alții se poate manifesta cu somnolență și atunci este bine ca în perioada tratamentului de măcar primele 2 luni să rămână acasă. Nu înseamnă că nu pot ieși la plimbare, mai ales dacă sunt negativi. Că mai sunt contagioși? Asta e întrebarea. Nu, deci, tocmai nu. Asta. Nu mai sunt de contagioși. Aceea, nici cei din jurul lor nu trebuie să fie atât de speriați, pentru că după un timp relativ scurt, pacientul... 10 zile, iată, pacientul nu mai este contagios. În încheierea discuției noastre, doamnă doctor, aș vrea să știu dacă noi, fiecare dintre noi, putem face ceva. Care sunt recomandările dumneavoastră în ceea ce privește pe telespectatorii noștri și pe noi cei prezenți aici, ce putem face pentru a preveni tuberculoza? Nu pot să spun că putem preveni tuberculoza, dar oarecum ține de stilul de viață și este extrem de important atunci când vorbim de o boală infecțioasă să ne gândim la imunitate. Asta înseamnă o alimentație corespunzătoare, corect
îndrumată, adică nu mâncăm foarte mult, dar nici foarte puțin și mâncăm la ore corespunzătoare și gustările asociate, dar aici sunt convinsă că sunt nutriționiști care pot să ne dea sfaturi competente, să dormim bine. Igiena somnului, dacă vreți, este tot treaba medicului pneumolog sau și treaba medicului pneumolog. Este important să adormim la o anumită oră, să ne trezim cam la aceeași oră, să avem un număr de ore de somn, iar dacă lucrurile nu stau așa, să ne punem întrebarea ce se întâmplă. Pe site-ul Institutului Marius Nasta există un jurnal de somn pe care îl pot accesa telespectatorii dumneavoastră. Își monitorizează somnul 7-10 zile și dacă după ce completează acel chestionar în fiecare dimineață la trezire, se pot prezenta cu el la medicul pneumolog să vedem ce avem de făcut mai departe. Și nu în ultimul rând, stresul. Este foarte ușor să spunem gestionează stresul, dar este extrem de important să o facem și aici avem psihologi în jurul nostru care ne pot ajuta, pentru că până la urmă sănătatea este cea mai importantă. Vom continua discuția apropo de psihologie cu cel de-al doilea invitat al acestei ediții. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor!